Bună și bine v-am regăsit! Am revenit astăzi cu o selecție de 10 parfumuri despre care vreau să vorbim. Sunt parfumuri vanilate, sunt dulci, cozy, plăcute. Terapie cu parfumuri. Despre asta este astăzi și aceste parfumuri sunt genul acela de parfumuri care te încălzesc și te îmbrățișează în perioada rece, dar pe lângă asta mai sunt și accesibile, dar și superbe. Vă știți că atunci când vine vorba despre parfumuri, fiecare le interpretează diferit, fiecare le simte diferit, este și diferența de pH, dar... Și este vorba și despre preferințele fiecăruia, așa că eu astăzi vă povestesc despre preferințele mele, despre parfumurile care mie îmi plac și pe care le găsesc minunate și foarte potrivite în această perioadă. Testați parfumurile înainte să cumpărați, fie că este vorba de parfumuri scumpe sau nu, testați, pentru că asta este singura variantă să descoperiți parfumul potrivit pentru voi. O să încep cu un parfum pe care anul acesta parcă îl văd cu alți ochi, deși mi-a plăcut dintotdeauna, nu era preferatul meu dintre cele două pe care le am de la acest brand, este de fapt un body mist și vorbim despre Cerosa 71, da, am în colecție și 62, îl am și pe acesta, mai am foarte puțin în el. Și prețul este unul foarte bun, chiar a fost și mai bun decât este acum, dar merită. Pentru un body mist, mie mi se pare că persistă foarte bine, este foarte intens, ba chiar este atât de intens încât atunci când îl folosesc și dau mai multe spray-uri, devine înnecăcios până se liniștește puțin. Mie mi se pare foarte puternic și pot să vă zic că în general este un parfum pe care îl folosesc seara după duș și îl simt și a doua zi, dar îl folosesc pe corp, adică îl folosesc ca lumea, pentru că îmi place foarte mult. Este cu vanilie caramelizată și macadamia, mă rog, așa scrie aici. Da. Este un parfum nati, este un parfum dulce, este delicios. Eu am simțit întotdeauna și o aromă așa de biscuiți în el. Îl ador. Este preferatul meu acum dintre toate body misturile pe care le-am încercat vreodată și dintre cele pe care le am, că am foarte multe. Dar da, vă recomand cu mare drag Cerosa 71 de la Sol de Janeiro. Următorul parfum este Amo Ferragamo, un parfum pe care eu îl iubesc și v-am tot înnebunit cu el, cred că de vreo 2 ani încoace. Este un parfum superb, are o deschidere fructată, vibrantă, proaspătă și plăcută. Ăsta mi se pare că este un parfum de tranziție perfect, deci este foarte potrivit și pentru început de toamnă. Este un parfum care până la urmă se usucă vanilat și lemnos, are și ceaiul acela care îl face puțin aromatic, îl ador și îmi place foarte mult deschiderea aceea suculentă. Sticla este din nou una foarte frumoasă, este o sticlă grea și ce bine miroase! Ce bine miroase, ce bine miroase. Deci îmi place foarte mult parfumul acesta și să știți că pe mine persistă foarte, foarte bine. Trecem la următorul parfum care cumva face parte din aceeași categorie cu Amo Ferragamo. Îl văd eu tot în aceeași direcție. Amo Ferragamo este un parfum fructat, el are în deschidere fructe, are prune, are măr și coacăze, dar și vanilie are în deschidere și scorțișoară, mi se pare și el perfect de tranziție, dar și pentru perioada rece. În mijloc are flori și are o bază lemnoasă. Lemnul acesta de măslin cred că este acela care îi oferă acea cremozitate, mi se pare un lemnos catifelat, dar deschiderea este fix ce trebuie. Parfumul acesta este minunat, da, este o deschidere caldă, este dulce, dar și fructată totodată. Acesta este Amo Ferragamo, este mai
mai proaspăt în deschidere și acesta este destul de suculent, dar imediat apare o vanilie cu scorțișoară și apoi se usucă lemnos. Este super cozy, parfumul acesta pur și simplu te îmbrățișează, este foarte, foarte frumos. Și mi se pare așa că are o sticlă atât de simplă și este atât de puțin băgat în seamă, dar este un parfum atât, atât de frumos. Vă recomand cu mare drag să testați Alive, Boss Alive. Trecem la un alt parfum care cu greu o să intre în cadrul acesta. Ia să vedeți. Hei! Hai că îi facem loc. Îi facem loc în cadru. De ce are acest capac? Sticla nu îmi place deloc. Trebuie să recunosc asta. Mai am unul la care nu am capac și pe acesta îl țin în dulap fără capac pentru că nu are loc nici măcar în sertar și fără capac, sincer, nu are niciun farmec. Dar nu. Sticla nu-mi place. Cred că aș folosi mai des parfumul acesta dacă ar avea altă sticlă. Uitați-vă și voi, e cât tot cadrul acesta. Nu-mi place. Dar parfumul, da, este un parfum care îmi place foarte mult. Sinceră să fiu, nu știu ce note are, dar eu vă spun că mie miroase a orez cu lapte. Este un parfum cald, este un parfum vanilat și miroase a orez cu lapte și cu zahăr vanilat. E dulce, e plăcut, nu este foarte, foarte dulce. Ia să văd eu ce note are. Nu știu dacă v-am spus, este vorba despre Kenzo Amour. Habar nu aveam ce note are, dar se pare că are orez în deschidere și ceai. În mijloc avem frangipani, floare de cireș și heliotrop. Da, este o floare pudrată acolo. Iar în bază avem vanilie, tămâie, mosc și tanaka oud, lemn de tanaka. Uite, e prima dată când văd notele acestui parfum. Pentru mine așa miroase ca un orez cu lapte și cu zahăr vanilat așa deasupra, dar da, se simte floarea aceea pudrată. Nu este foarte dulce, este un parfum foarte frumos și super cozy. Este un parfum plăcut, potrivit pentru perioada rece, pentru perioada de tranziție. E perfect în ambele cazuri. Lalique Le Parfum. Parfumul pe care cred că toată lumea ar trebui să-l aibă în colecție, mai ales persoanele care iubesc parfumurile vanilate, este un parfum cu o deschidere ușor aromatică. Are un o frunză de dafin în deschidere cu piper roz, este puțin spicy în deschidere și aromatic, dar are o bază caldă și foarte plăcută. Are și migdale și flori pudrate, dar baza aceasta, combinația de vanilie, tonka, patchouli și lemn de santal este, e la fel o bază catifelată și foarte plăcută. Este un parfum care te îmbrățișează, te încălzește și îți dă o stare super, super bună. Eu nu știu acum cum stă treaba cu reformulările. Voi vedeți că lichidul acesta este foarte închis, asta pentru că are și multă vanilie, dar este și o variantă mai veche. Eu sper ca și varianta care se găsește acum să fie la fel, pentru că mie acesta mi se pare foarte bun din toate punctele de vedere și foarte frumos. Un parfum pe care la fel consider că este un parfum de avut în colecție, se numește Maubusson Star și este parfumul acela care la primul nas nu mi s-a părut wow atunci când am făcut unboxing și apoi a fost unul dintre parfumurile mele preferate din perioada rece de anul trecut. Parfumul acesta este pentru toamnă-iarnă. Mi se pare foarte potrivit toamna târziu și iarna pentru că este un parfum foarte dulce și foarte puternic, persistent. Doamne, cum este! Să știți că s-a așezat foarte, foarte frumos. Acum pot să spun că simt nota aceea de pralină. Avem o bază de vanilie, praline, tonka, ambră, cedru și heliotrop. Este minunat, este dulce, vanilat, gurmand. Pentru asta l-am luat. Pentru baza asta l-am luat. Și nu l-am simțit așa pentru că parfumul acesta a avut nevoie de timp să se așeze și să
strălucească. Este un parfum foarte bun. Eu o să mai cumpăr o sticlă de backup, pentru că anul trecut atât am folosit, având în vedere câte parfumuri am în colecție, e mult. În concluzie, dacă vă plac parfumurile cu pralină un pic afumate, un parfum cald, puternic, puternic, și pentru prețul pe care îl are, merită, merită. De-abia aștept să-mi iau o sticlă de backup să stau liniștită, pentru că o să-l folosesc. Când este mai frig afară, o să-l folosesc. Am luat o mică pauză pentru că a trebuit să iau ceva de la curier și când am intrat în cameră, toată camera miroase Amobusam. Deci este un parfum vanilat, cald condimentat, puțin de tot afumat, gurmand, pralinicios. Știu că nu sună bine, dar sunt prea încântată de mirosul acesta. Îmi place de nu mai pot. Este un parfum superb. Un alt parfum vanilat care mie îmi place foarte mult este Cuir de Nuit de la Yves Rocher. Mai am o sticluță, mai am foarte puțin în sticla aceasta. L-am folosit anul trecut foarte mult, în special în casă și seara, pentru că este un parfum care mă relaxează și îmi dă o stare bună și îmi place, e dulce, e plăcut. Este un parfum vanilat de zi cu zi pentru perioada rece. Avem aici și cafea și vanilie și cacao. Este un pic zaharicios așa, dar și niște piper roz, pe care nu pot să zic că îl simt neapărat așa cum îl simt în alte parfumuri. Pentru mine acesta este un parfum vanilat cu un strop de cacao și puțină cafea. E foarte frumos, foarte frumos și acesta. Chiar este parfumul meu preferat de la Yves Rocher. Jimmy Choo Fever este un alt parfum de zi cu zi, vanilat, dulce, gurmand, cu o deschidere fructată. Avem o bază, are în mijloc mai multe flori, dar baza este din nou o bază caldă, dulce, cu alune, cafea, bobeton ca vanilie, benzoin, lemn de santal. Este foarte frumos parfumul acesta, mi se pare din nou un parfum perfect de zi cu zi pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci. Este ceva mai fructat, deci este combinația asta de cafea, alune și vanilie, dar se simte și aroma aceea fructată față de Cuir de Nuit. Acesta este mai fructat. E foarte frumos și acesta, chiar îl port astăzi și mă bucur de el, îmi place mult. Bine, toate îmi plac, altfel nu apărea un clipul acesta. Pregătiți-vă de Crăciun, pentru că vine Loli Talent peste voi. Loli Talent este un parfum unic pentru mine. Este un parfum atât de frumos. Are deschiderea asta citrică cu cocktailul acela Bellini. Are fructe, are flori, dar o bază cu lemn dulce, cu vanilie, cu benzoin, mosc și lemn de santal. Pentru mine miroase a Crăciun, dar nu este un parfum intoxicant, înnecăcios, pentru că are o trecere cumva lină de la partea asta citrică, fructată, dulce, la partea aceea vanilată, cu lemn dulce, cu vanilie. E foarte frumos, îmi place foarte mult și mi se pare perfect pentru toamnă și iarnă. Dacă iubiți parfumurile dulci și căutați combinația asta de citrice puse într-o prăjitură vanilată, ăsta este perfect. Miroase a cozonac, miroase a Crăciun, miroase a bucătărie în ziua în care faci dulciuri pentru Crăciun. Și ultimul parfum este Ubaya, Velvet Night de la Ubaya. Este un alt parfum pe care eu îl iubesc și acesta este mai sexy, mai dulce, mai puternic. Este un parfum oriental, este un parfum îndrăzneț,
Ca și note are bergamot, rubarbă și ananas în deschidere. În mijloc avem iasomie, stânjenel și scorțișoară, iar în bază avem vetiver, vanilie și lichen. Nu aș fi zis că miroase așa dacă mă uitam la note. Zic eu că scorțișoara asta este foarte puternică, este vanilie multă aici, este și parfum puternic, impunător. Pe acesta îl găsiți pe Military Shop, pe genul acesta de magazine, și este un parfum dulce, sexy, un parfum perfect de seară, de vreme rece, de oricând ai chef să porți un parfum bombiță. Și acestea sunt cele 10 parfumuri, dar pentru că știu că vreți să vă pregătiți pentru perioada rece, vreau să vă recomand Velvet Night. Ăsta este toamnă-iarnă, clar, nu este vară-toamnă, este toamnă-iarnă, 100%. Vă recomand cu mare drag Mobusan Star. Dacă vă place pralina, lăsați-l să se așeze și, în general, vă spun, mă refer aici la toate parfumurile, lăsați-le să se așeze, dați-le timp, pentru că devin din ce în ce mai bune și v-am zis, acesta nu mi-a plăcut prima dată și apoi a devenit favoritul meu. Mobusan Star este minunat, a umplut camera asta și acum dacă ies, stau puțin afară și vin înapoi în cameră, cu siguranță o să simt o bombă între Mobusan și Velvet Night, pentru că și acesta umple camera. Aceste două parfumuri sunt bombițe pentru perioada rece la un preț super bun, deci Velvet Night și Star. Apoi aici este un parfum nostalgic, un parfum care te face să te duci cu gândul la Crăciun, la amintiri și așa mai departe, la prăjituri, la prăjituri de casă. Mai departe avem niște parfumuri de zi cu zi, niște parfumuri pentru perioada rece, când stai în pătrunică și te uiți pe Netflix sau bei o cafea sau bei un ceai. Astea sunt genul acela de parfumuri. Apoi și acesta mi se pare că este genul acela, dar și Lalique este parfumul care te încălzește și te îmbrățișează. Sunt parfumuri perfecte de zi cu zi, dulci și delicioase, care îți schimbă starea pur și simplu. Cele două sunt Amo Ferragamo și Alive, sunt ceva mai vesele. Parfumurile astea două aduc bucurie, aduc energie. Sunt în același timp cu o bază caldă. Din nou, parfumuri cozy care te încălzesc și te îmbrățișează, doar că acestea sunt ceva mai pe veselie. Și cei Rosa 71 este parfumul acela pe care îl porți și ai poftă să mănânci o ciocolată. Deci este delicios, delicios. Cam atât pentru astăzi. Sunt curioasă ce parfumuri purtați voi în perioada rece. Parfumuri care vă dau o stare bună, parfumuri cozy, parfumuri dulci, vanilate, plăcute. Parfumurile acelea care vă fac să zâmbiți și vă aduc bucurie. Spuneți-mi în comentarii dacă mi mai recomandați și altele, deși, sinceră să fiu, sunt destule. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like și să împărtășiți cu prietenii voștri. Și dacă doriți să deveniți membri și să intrați în comunitatea de membri, să susțineți acest canal, aveți acolo un buton de alătură-te cu 4 tipuri de abonament. Cel mai mic este de 4 lei și pe oricare dintre cele 4 îl alegeți, o să aveți același conținut suplimentar. O să stăm de vorbă acolo, o să vin cu tot felul de recomandări și de reduceri și tot ce mi-atrage mie atenția. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!